O expoziție itinerantă aduce în atenția publicului larg asocieri inedite între elemente legate de planeta Pământ și aspecte din viața de zi cu zi. În județul Hunedoara, expoziția Poveștile Pământului face primul popas până în data de 3 mai a acestui an în sala Beclen de la Castelul Corvinilor. În spectaculosul edificiu medieval, vizitatorii sunt invitați să arunce o privire spre istoria planetei noastre, scrisă în piatră de mișcările pământului, forme de viață din vremuri de mult apuse, vegetație transformată în resurse naturale și obiecte din viața de zi cu zi. Expoziția reunește obiecte și povești unice din cele 4 geoparcuri internaționale și aspirante UNESCO din România. Vizitatorii sunt invitați la o călătorie în timp și spațiu pe teritoriul țării noastre, în geoparcul internațional UNESCO Țara Hațegului și în geoparcurile aspirante UNESCO Ținutul Buzăului, Oltenia de sub munte din județul Vâlcea și Carpatera din Brașov. Fiecare geoparc a contribuit cu informații, ilustrații și obiecte reprezentative în măsură să ne ajute să înțelegem cât de profundă este legătura între planeta noastră, elementele naturale și viața de zi cu zi. Sunt patru povești formidabile și unice ce descriu diversitatea geologică a României. Țara Hațegului, zona Racoș-Rupea, zona Oltenia de sub munte și Ținutul Buzăului. Sunt patru povești ce acoperă un interval de aproape 200 de milioane de ani. Istoria Pământului. Expoziția își va continua călătoria la galeriile de artă din municipiul Deva, la Casa de Cultură a Studenților din Petroșani și în mai multe localități de pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului. Până acum, ea a mai fost prezentată în fața publicului din geoparcurile aspirante UNESCO Carpatera și Oltenia de sub munte.